Așadar, dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. De fapt, am să fac o precizare, Prof Online, tot spun asta, pentru că eu de ca act de reflex simt de la matematică. Nu? Nu, n-am spus niciodată că la apicultură sunt profesor. Sunt unul dintre cei care, mulți apicultori, care tot în fel de fel de probleme, descoper foarte multe lucruri. Dialogul cu Albina nu e simplu. Iată, m-am găsit la mare cu niște apicultori prin Argeș și discutam despre nevoia de a strânge rândurile și de a găsi soluția la multele probleme care ne se ivesc. Aici vreau să vă prezint pe scurt, este vorba de un roi pe care l-am pus săptămâna trecută, am fost la mare. Deci vineri sau sâmbătă anterior săptămânii trecute. Așadar, cam 10 zile, să zic, sunt. Și iată cum crește un roi, nu? Câtă furie are. A crescut aici, dragilor, o dita mai făgurel și acum pornește un altul. Deci el nu stă pe gânduri. Este un constructor excepțional cu elemente de construcție nebănuite. Deci iată, reușește să prindă foarte atent fiecare. Deci pe măsură ce făgurelul se construit, crește și rezistența acestuia, după câtă cantitate de miere pune, ce știu eu, simte el exact cum să-l facă încât să fie cât se poate de rezistent. Așadar, acum va trebui să-l desfac. Probabil că e destul de greu. Deci iată ce fac, tai rezistența, da? Asta de aici. Ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla ca matca să fie pe aici, deci trebuie să fiu atent. Mai bine mă duc să iau un făgurel, este construit pe lângă ramă, de sus până jos. Îl vedeți, da? Deci trebuie să mă duc să iau fum, să încerc să dau albina, ca să nu prind, că în momentul în care fagurile se rupe și curge miere, mult albine este. Sau să încerc așa, ce spuneți? Să mergi cu totul? Este asta o soluție? Nu, că el este prins și lateral. Deci este prins și pe acolo, undeva, de margine, îmi bănesc. Și mă gândeam eu că dacă aș desface de aici, să-mi ting ramele și atunci... Nu, cel mai bine este să... Eu cu fum, să dau albina, să scot fagurile acestea și să pun două, trei rame aici, ca el să se poată dezvolta. Da? Asta o să mai faci. Așa că mă opresc aici să merg să aduc fum, să rezolv treaba cum trebuie. Da? Deci în stupe este pus la etaj. Iată că au apărut și surprizele acestea. Dincolo am mai mulți de aceștia. Mă duc acum să-i văd. O să fie o mare bucurie după cât îmi dau seama. Așadar ne oprim aici. Doar un fragment din ce înseamnă furia pe care o au când au și un pic de curesc. A fost pe perioada tăierii săptămâna trecută. Deci iată ce au putut să facă figura asta. I-am pus două foi aici, două sau trei foi, dar le-au crescut. Da, deci ce să vă spun, uitați să vă arăt. Astea au fost foi puse. Da, le vedem acum. Astea cred că-s bătute și cu puieți și nu știu exact cum sunt ele, să le vedem un pic. A, da, e încărcată cu miere asta. Ia ce face? Mi-e roșinată. Da, i-au pus un pic de puiet acolo, dar au avut culeț și uitați cât-i. Rama super grea. Ai, ai, ai. Da, dragilor, cei care aud de când se vine la Prof Online să cumpere albine și nu au mai făcut-o, familie de albine, n-au decât să regrete. Cred că am câteva tone de miere, nu exagerez. Deci, și suntem în plin cules, au deschis foara soare, văd că albina lucrează. Da, iată-ți,
Deci eu bătut, mă atât eu lăsat voi, mă atât eu lăsat-o pe matcă să se apropie de... În rest s-o băgat, nu discută, când e cules, deci făgurelul pus, doi faguri puși, uitați, nu mă gândeam că-s cu Albin. Nu. Puiet căpăcit. Superb. Superb. Așa. Spuneam că cei care n-au venit, au greșit. Așa. Deci, altcum o mers mai puțin. Ca peste tot, dar iată, acum tăi o mers foarte, foarte bine. Deci tăi o mers excepțional. Am caturile pline. O să vadă și caturile. Acum am venit aseară și acum am auzit azi, ia să mă uit la roiul ăsta să vedem ce cu el. Iată roiul meu. Am pus pe două rame, am pus trei de foi, am pus. La trei foi. Și urmă crezi că la patrulea. Ce minune. Nu l-ai pune așa alături. Mă gândeam să iau asta în mână, să stupul să-l pun deoparte, să vă arăt film. Ce să vă arăt? Dacă aici, la dragilor, mâine dimineață viu, las, nu pun foaie, știți ce este în loc. Făgurel. Asta este. Uite toată oboseala, de tot stresul, de toate problemele. Asta terapie excepțională asupra apicultorului, când întâlnești așa ceva. Bine, mă opresc că am tare multă treabă, nici nu știu cam care este situația. La revedere!